Școlile și cafenelele din Germania au șters din meniul lor carnea de porc pentru a nu ofensa migranții musulmani, a dezvăluit un politician de top. Numărul cantinelor publice, al grădinițelor și al școlilor care au decis să nu mai servească cârnați, șuncă sau alte produse din carne de porc, din motive religioase, sunt într-o continuă creștere. Membrii partidului cancelarului german Angela Merkel luptă pentru a păstra carnea de porc în meniuri, aceasta făcând parte din cultura germană, potrivit monitorul Cluj.ro. Protejarea minorităților, chiar și din motive religioase, nu înseamnă că majoritatea trebuie condusă de asemenea considerații, a declarat un reprezentant al partidului, precizând că cei care nu vor să mănânce carne de porc nu trebuie să o facă. Cârnații sunt parte a culturii. La cel mai mare festival al berii din lume, din München, cârnații sunt serviți împreună cu halbe de bere.